Din punctul de vedere al sănătății, două sunt planetele care schimbă profilul săptămânii viitoare. Prima dintre planete este Venus, care se află în tranzit prin zodia gemenilor. Ea va influența procesele mentale, reacțiile organice superficiale și funcțiile aparatului respirator. Planeta Venus nu aduce boli, nu înrăutățește o stare deja alterată din punct de vedere fiziologic, nu provoacă dureri, teoretic ar trebui să facă bine și face în proporții diferite, mici, modeste, medii. Nu este un mare vindecător, dar are o vocație, o calitate specială pe care celelalte planete nu o au, și anume aduce un necesar factor de echilibrare. Blochează excesele, împiedică să se producă niște fenomene care să atingă extremele, paroxismul, dureri insuportabile și așa mai departe. Îmblânzește toate ipostazele organice și prin asta le face mai suportabile, ba chiar din punct de vedere psihic atenuează și niște reacții pe care foarte multă lume când se simt rău le are, și anume nervozitate. Unii oameni trântesc, sunt morgănoși, nu răspund, răspund răstit, își schimbă felul de a fi, de a gândi, de a reacționa. Iar meritul și vocația acestei planete este că împiedică tocmai aceste asperități de comportament și de exprimare să se manifeste pe un fond tulburat din punct de vedere fizic. Al doilea element interesant pe care îl vom trăi în următoarele 4 săptămâni este introdus în ecuație de către Soare, care în ziua de 20 aprilie va intra în zodia Taurului și va străbate acest semn până pe 21 mai. E vorba de o zodie de pământ care are niște particularități speciale. În primul rând, o greutate anume, o pondere și o lentoare, care vine din definiția intrinsecă a zodiei. E opusă din acest punct de vedere spontaneității pe care o patronează Venus, mai ales în Gemeni. Soarele în Taur dă rezistență la boală grea. Soarele în Taur dă putere de a se lupta un organism mai tânăr sau mai matur sau chiar mai în vârstă cu niște afecțiuni drastice. Dă rezistență la durere și nu dă capacitate neapărat de refacere rapidă, cât împiedică să se producă niște degradări ale țesuturilor, ale sistemului osos, ale nervilor și așa mai departe. Din punct de vedere anatomic, patronează zona cefei și a gâtului, cu toate organele localizate acolo. Dintre toate, regină în acest context este glanda tiroidă, iar soarele va aduce o învigorare a funcțiilor tiroidiene și implicit paratiroidiene. Precizez că este vorba de o singură glandă tiroidă și de două perechi de glande paratiroide. Una dintre formele de terapie pentru cei care erau bolnavi de hipotiroidism era expunerea la soare, un soi de plaje, dar nu era nevoie să te dezbraci pentru asta, ci era suficient să stai în lumina soarelui, în grădină, pe câmp, undeva unde nu există umbră și nu există protecție, în așa fel încât rasele soarelui să cadă direct pe corpul omenesc. Era o terapie reală pentru că dădea posibilitatea glandei tiroide să se învigoreze, să înceapă să funcționeze din ce în ce mai bine, să fie mobilizată. Acum e prea mult de vorbit despre forța razelor solare, poate o să o facem o dată, poate, la vară, când va fi zodia leului, care e controlată de soare. Și atunci vom vorbi despre vocația soarelui. Teoretic, soarele este un factor pozitiv, e elementul vital și el funcționează din această perspectivă într-un chip optim în această perioadă. Se va afla alături de mai multe planete care îl vor susține, îl vor seconda la rândul lor. Nu că soarele ar avea neapărat nevoie, dar totuși există un context favorabil. Faptul că avem de-a face cu Uranus și cu sensul vieții indică niște locuri speciale care, din punct de vedere karmic, adică al bolilor karmice, vorbește despre un loc vulnerabil și acela este chiar legat de glanda tiroidă. Al doilea loc special în organism, foarte important, dar nu legat de funcțiile vitale, sunt corzile vocale. Sunt organul fără de care oamenii nu pot vorbi, nu pot comunica, firește, nu pot cânta. Dar sunt multe afecțiuni ale corzilor vocale, începând cu celebra răgușeală când ești răcit, până la tot felul de
forme speciale, cum ar fi pierderea vocii atunci când este foarte frig afară, pierderea vocii pe fondul unui efort vocal imprudent în principal sau susținut de lungă durată, e boala actorilor, a profesorilor, a cântăreților. Și în sfârșit mai sunt și celebrele afonii, adică pierderi ale factorului sonor, deși corzile vocale nu sunt deloc afectate și bolnave, în condițiile unui șoc psihic, o spaimă mare, o supărare, de unde și vorba din popor a amuțit sau a rămas mut de uimire, de supărare. Asta înseamnă că niște mecanisme interioare se produc cu o forță uriașă și cu o viteză majoră, sunt foarte rapide, uneori sunt de-a dreptul instantanee și au ca efect această pierdere a vocii. De aici putem să tragem și concluzia cât de mare și de profund este impactul unei vești, al unui accident, al unei situații șocante, neprevăzute, care îl pune pe nativ în imposibilitatea de a avea o reacție, dar îl pune și în situația de a suferi, cel puțin prin empatie, alături de cei care trec printr-un necaz. Pentru că, dacă ar fi vorba să sufere el însuși un accident, un traumatism, situația nu ar sta așa. De durere sau de supărare, că eu știu, s-a produs o fractură sau o altă lovitură dureroasă pentru musculatură, o persoană nu rămâne mută. Dimpotrivă, țipă, se vaită, cere ajutor. Așadar, avem de-a face și cu o componentă psihică. Ea poate să apară în orice moment, la oricine, indiferent de vârstă și nu are nicio legătură cu tabloul clinic. Are însă legătură cu o structură interioară subtilă, cu anume trăsături care sunt prezente la oamenii mai sensibili, mai emotivi, mai receptivi la niște mesaje care, așa cum spuneam adineauri, îl obligă să aibă reacții empatice. Unii dintre noastre, auzind ceea ce spun eu acum, se vor întreba dacă indiferenții, egoiștii sau, în fine, știți dumneavoastră cine, alți oameni mai puțin sensibili, trec și ei prin astfel de încercări. Aici este greu de spus, pentru că nu e o chestiune de educație. Poate că omul are maniere fruste și e catalogat într-un anume fel, dar din punct de vedere psihogen, el are reacții de mare sensibilitate și de mare acuratețe și de mare acuitate, care, iată, se transformă într-o astfel de secvență spectaculoasă pentru cei din jur, care văd cum cineva care până adinaur vorbea normal, brusc își pierde vocea. În sfârșit, ar mai fi și a patra ipostază a pierderii vocii în urma unui accident vascular, care lezează centrii vorbirii, dar acolo este vorba de întreruperea unor culoare prin care se transmite un impuls de la creier spre corzile vocale. Deci nu corzile sunt cele vinovate, dar sunt cele care totuși nu pot să suplinească în absența acestui impuls funcția vorbirii.